Am găsit la un episod din Dream League Soccer și arăt dacă se aude tastatura sau mouse-ul. Iar e Golden Sword aici. Da? Nu mai vrea să răspundă. O, pe mine mă întrebai. Păi da. Ok. Ne batem cu Bristol. Are doar 3 stele. Dacă n-ați observat, am dat restart la joc și mi-am făcut Barcelona. Mai bine așa. Haide. Ok, bla bla. Gol! Gol din prima. Serios, fix așa. Așa de umili sunt ăștia. Mi-am luat un capitan care are dita mai părul. Și cu cei 1 milion de bănuți, bine, de fapt 1000 de bănuți, mi-am luat un portar mai bun. Încă de-a trebuit să avem frumos. Bă, nu vreau. Ce? Da. Dai pasul. Așa, bă. E mai rapid al meu din echipa mea decât al vostru. Mișcă-ți fundul, bă. Haide. Dar mi-l dă tocmai care e în capătul ăla, nu? Acum pot să i-o dau lui. Ai, și pasa greșită. Mă, că pasa greșită. Adică de ce? Mi-ar da mie o pasă corectă. Nu, nu-i gol, nu-i gol. Unde vrea să tragă? Face crossbar challenge, vrea să tragă în bară. Dai. Răbde. Hai de bă. Fii serios. Anderson. Lui capitan. Lui mor. Dar uite-l pe cum a făcut. Și normal că e penaltă. Unde se trage? Aici. M-am pușc. Ce cade? Ui. Bă, de ce dai cu capul? De penaltiul ăla sunt foarte dezamăgit. E un cartonaș roșu. Asta e măcar e 1-0. Fix lui. Adică de ce să nu le dai mingea la adversar, știi? Ei. Vai de capul meu. Nu.
Mă gândeam eu, de ce să nu-mi bage fix când pot să dau gol? Nu? Du-te, du-te! Du-te, du-te, du-te! De ce să nu-mi iei mingea? Leu, dă-i, dă-i, dă-i! Haide, du-te, căptane, căptane! Griezmann, Griezmann, sau cum îl cheamă. Pasă. Haide, bă. Bă, bă. Du-te! Așa, bravo, bravo! Și... Când, fix când vreau eu... Fix când vreau eu să dau o leacă mai mult, îmi dă încetul, foarte încetul, și când vreau să dau mai puțin, îmi dă fix la maxim. Și normal că am dat-o. Încă da. De ce să câștigăm doar cu 1 la 0 când putem fi cu 2 la 0? Și e bine așa, pentru că dacă ne mai dau și ei un gol, o să fie 2 la 1. Dacă aveam încă unul, era egalitate. Deci e mai bine așa. Te bă! Uite, vedeți? Abia am apăsat iară. Dar mi-a dat ca nebun. Am apăsat până la jumate, da? A dat până la maxim. Haide, du-te, du-te, full time! Pentru că da, full time! Facem esul și la 4. De data asta fac. Numai că cred că o să facem, nu chiar la 4, fix, pentru că am de făcut teme, cred că. Da. Da, și... Cam aici cu acest episod. Eu am fost Diego, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și să lăsați comentul mic. Pa, pa!